soarta în două sesiuni de admitere și a reușit să strângă pentru a le oferi educație. Nu vreau să spun nici informație, nu vreau să spun nici cursuri, nici o pregătire profesională. Educație. În primul rând, educație. Pentru că asta este menirea unei instituții de învățământ superior, să educe tinerile generații, unui număr de aproximativ 1600 de tineri. La toate programele de studii care au fost scoase pentru a fi redate, să spunem așa, circuitului învățământului și pentru a putea pregăti generațiile viitoare. Dar tot în acest an au și terminat cursurile universității noastre, un număr mai mic recunosc, dar aici este, iată, unul dintre momentele mele de bucurie. Au terminat aproximativ 1500 de absolvenți, atât la programele de licență, cât și la programele de masterat. Și iată ceea ce spuneam, începem încet, încet să creștem, intrând cu un plus de aproximativ 100 de studenți într-un nou an universitar. Dar să nu credeți că avem doar 1600 sau doar plus 100 de studenți. Anul acesta, pe porțile universității noastre, vor intra atât în anul întâi de studiu, cât și în ceilalți ani, 2, 3, 4, la masterat, peste 4000 de studenți, aproximativ 4200 de studenți, la toate specializările noastre de licență și de masterat. Că este o cifră mare, este o cifră mică, putem să discutăm oricât de mult acest subiect. Important este că putem să oferim educație, spun eu, unui număr suficient de mare de absolvenți. Ce reprezintă acești 4200 din punct de vedere al universității? Reprezintă, cred că, 7 sau 8% din populația municipiului Alba Iulia. Și iarăși este un moment de bucurie. De ce? Pentru că media de vârstă a municipiului nostru scade foarte mult datorită acestor tineri care vin și care se pregătesc și sunt educați în municipiul nostru.